Peste 5.000 din cele 8.000 de cadre didactice din județul Iași au semnat referendumul pentru greva generală inițiat de Uniunea Sindicatelor Libere din învățământul preuniversitar. Sindicaliștii intenționau să declanșeze greva pe 12 iunie, nemulțumiți că guvernul nu a aprobat majorarea salariilor profesorilor de la 1 iulie. Acum liderul USLIB așteaptă decizia celor de la Federația Sindicatelor Libere din învățământ și luni, 12 iunie, se va decide dacă va fi grevă sau nu. Dacă profesorii vor întrerupe lucrul, atunci va fi afectat și calendarul bacalaureatului. La nivelul 10 de iulie s-a hotărât ca verdictul să fie luat luni 12-6. Există un motiv obiectiv pentru care s-a luat această hotărâre și este legat de incapacitatea de a recensa un număr foarte mare de oameni într-un interval atât de scurt. Vă pot confirma că la nivelul județului Iași, opțiunile pentru grevă în cadrul sindicatului nostru SLIPE sunt de aproximativ 5.000. Prin urmare, decizia pe care noi am comunicat-o la nivel central a fost aceea că la nivelul județului intenția de grevă este una serioasă.